Haide, e timpul să vă treziți. Haideți, și tu, Finn. Să mergem, Jake, Steven, și tu, scularea. Trezirea, Clarence. Încă 5 minute. Grizzly, haide, Grizzly. Te așteptăm cu toții, deschide. Nu te uita la cameră, doar pregătire. Săptămâna asta, hamster a rupt o bucată de cretă, Buttercup a salutat o șoarece, unchiul bunic și-a lăsat o stață, Cyborg a reparat carabeaua, Panda a evitat o insectă, Robin și-a pus o dorință, Steven și-a șlefuit nestemata, Tom a portat două perechi de ochelari una peste alta și primarul din Townsville a stat pe o telecomandă. Ai o idee mai bună? Niciodată nu mergem în direcția asta. O nouă săptămână la carton. Săptămâna asta, Gumball și Darwin au zburat pe un robot, la fel ca Tom, care de asemenea a zburat cu alte iac, la fel ca Marsalin. Urșii au mâncat afară, la fel ca Tom. Avertisment. Poate fi periculos să hrăniți animale sălbatice. Da. Poftim, micuțule. Grizz, privește. Grizz, n-ai auzit ce-am spus? Scuze, micuțule. Și că tot vorbim de mâncare, săptămâna asta am văzut o brioșă Darwin și o brioșă Finn. Sau a trebuit să spun, o finoșă. Între timp, un hamster a făcut karate, la fel ca Pizza Steve. Puteți să vi-l imaginați pe tatăl lui? Ați vrea să-l întâlniți? Bine, să vă fac cunoștință cu spectaculosul. A spus cineva? Spectaculos! Da, tatăl lui Pizza Steve este un nacho. Dar nu orice fel de nacho. Are motocicletă, se poartă ca o vedetă. Când Pizza Steve e pe primul loc, el îmi place din cumpăr. Mulțumesc! A fost o piesă de pe al 10-lea album al meu intitulat Prinză Nacho, nu se poate fără el. Tată, mi-ai curat stilul. Astăzi, la analize diverse, am aflat că unchiul bunic are o găină printre unelte și o undiță cu șuncă drept momeală. Și în restaurantul acesta am văzut ca o șosete care atârnă și un iepure cu mâini în loc de urechi. Stați așa, nu e ea? Da, profesoara lui Clarence. De ce nu ești la școală? A? De ce să fiu la școală? Nu ești mereu la școală? Așa crezi tu? Că nu plec niciodată de la școală? Da, credeam că după ce copiii pleacă, te oprești și îți încarci bateria. Zi întotdeauna aici. N-am mai fost niciodată aici. Înțeleg. Gata să comandați sau mai așteptăm? Cât timp doamna Baker comandă, să ne uităm la acest tablou cu un glob trist. Nu e prima dată când îl văd. L-am observat înainte, cu acea față tristă și în alte locuri. Tot din jur se simt grozav, dar mi-e rușine să merg la ei. Sunt un clop cu sentimente, vreau să am amicii mei. Să luăm exemplu monstruozitatea asta. Nu-i mai trebuie decât puțină brânză nacho. Vezi la ce mă refer? Vorbim despre brânza nacho. Dacă tatăl unei pizza e un nacho, nu-mi pot imagina cine ar putea fi mama. O roșie? O mozzarella? O bicicletă? O pizza bicicletă? Asta nu are niciun sens. Poate, dar niciun nacho care să fie tatăl unei pizza nu are sens. Fără îndoială, să aflăm cine e mama lui Pizza Steve, poate fi unul dintre misterele săptămânii. Sau de ce Bimo dormea în baia lui Steven. Sau cum poate Gumball să se transforme în pisică. Nu era deja pisică? Sau de ce ursul polar începe toate propozițiile zicând ursul polar? Ursul polar miroase precum bebeluși. Ursul polar are prea multe secrete. Ursul polar a crezut în tine. Ursul polar simte rușine. Ursul polar crede că am mâncat asta. E foarte ciudat, ursule polar. Ursul polar știe. Și vei continua oricum să faci asta? Ursul polar zice da. Săptămâna asta am văzut multe animale cu bani. De unde au bani tipii ăștia? Nu știu. Fără îndoială? Bine, iată cum fac asta. Bine atunci, oare de ce s-a transformat Bumble în pălărie? Bun, păi, și unde e familia acestui om? Îi pui mai repede.
Nu mai contează, sunt aici. Și săptămâna asta am aflat un secret. Ai auzit conspirația despre numărul 41? Da, normal. A spus cineva, desigur? Așteaptă, Brânzănaciu, este important. Pot să spun doar că mă-ți-a ieșit din sac. Așteaptă, nu plecă. A ieșit pisica din plasă? Poate de aceea are startul de rand. Mă, trebuie că și mai are de cățării. Mâncare, văd că are nici mai mult, nici mai puțin de 41 de pisici. Și săptămâna asta au fost pisici peste tot. În patru zi, pe unghiile, și domnul Gas purta un ceas care a dispărut chiar sub privirile noastre. Ce? Cum? Nu se poate! Și priviți ce era în apropierea domnului Gas în timpul jocului. Da, o pisică. Așa e. Foarte asemănătoare cu cea din camera regiunii din ouă, care, de asemenea, a fost jefuit. Oh, nu. Da, i-a fost furat simțul esteticului. Și nu a văzut că pijamalele mici se miță, se potrivesc. Să înțelegem ce a vrut să spună informatorul. Oare ce ascund aceste 41 de pisici? Cine a stins lumina? Iată, fără îndoială, misterele săptămânii. Și nominalizările pentru personajul secundar favorit. Majordomul Mendosan, deghizat în dovleac. Doamna care s-a săturat să stea la coadă. Omul care mănâncă supă. Și fratele lui Geamăn care mânca un burger puțin mai departe. Și Brânza Nachos, normal. Poate fi doar un singur câștigător. Avem un câștigător. Felicitări, Brânza Nachos. Nu ai câștigat. Mai a venit un și te trebuie. Câștigătorul e Clovnul Trist. Felicitări Clovnului Trist, personajul nostru secundar favorit al săptămânii. La școală? Sper că ai învățat ceva din toate astea, Robby. Să vedem ce am învățat săptămâna asta. Că nu poți evada prin vasul de toaletă, că urși și nachos salivează în somn, că cerbii nu știu să folosească ketchup-ul, că Gumball și Darwin pot avea reacții ciudate, ce altceva? Că toate animalele sunt speriate de blitz, în afară de urși și de șofuri la caradistă. Că roboții au și ei sentimente, că respirația lui Robin miroase a pește și că nu trebuie să hrănim animalele sălbatice. Și toate astea s-au întâmplat săptămâna asta pe Cato. Dar pizza stil are un dator, care nu va fie de vreodată. Acum o vază se iubește. Recunosc că am o slăbiciune pentru acest serial. Simt că nu pot rezista, e mult prea amuzant. Dar să lăsăm asta la o parte. Urmează uimitoarea lumea lui Gumball. Toonie Toop.